În vreme ce temperaturile cresc alarmant de tare în termometre, reprezentanții Horticultura au făcut o hartă a punctelor răcoroase din oraș, acolo unde ne putem relaxa și răcori după o zi caniculară. În aceste zile cu temperaturi ridicate, specialiștii ne recomandă să evităm expunerea prelungită la soare, în special în intervalul orar 10-18, să ne hidratăm des și să purtăm haine lejere de culoare deschisă. Noi vă recomandăm o plimbare de dimineață sau de seară în parcurile din zona centrală a Timișoarei. Fie că alegeți umbra arborilor seculari din Parcul Botanic sau răcoarea fântânilor arteziene din Parcul Central și Parcul Regina Maria, nu uitați să vă hidratați. Seara temperaturile sunt mai scăzute și pe malul Begăi, iar dacă ieșiți la plimbare în Parcul Alpinet sau Parcul Corneliu Coposu, aveți ocazia să admirați și plantele anuale plantate de colegii noștri la începutul verii. Transmit reprezentanții Horticultura.